Salutare! Eu sunt Cezar, astăzi sunt din nou la cabană. O să facem un foc afară, o să facem ceva de mâncare, o să prăjim niște carne. Uite-l cum sunt. E bine, mă, să fii artist? Bă, vezi că vlogul meu e serios. Ai vlog serios, scuze. Da, ok. Nu știu ceva serios să zic. Doamne, ce ar merge acum o bere? Fuck. Ai un pic de. Sunt aici cu prietenul meu, Alexe, care e un meșter în lemn, un sculptor și un viitor brâncuș al lemnului. O să facem o carne la jar, avem niște porc și cu niște orez și Jägermeister. O să fie o seară de pomină. Nu știu câtă reclamă ai făcut. Orez! Am făcut reclamă la orez, da, bravo. Acum toată lumea o să cumpere orez. Da. Deci, cumpărați orez, frate. Cam asta e pentru seara asta. Ne băgăm în cabană, la căldură, să rece, e 8:30. S-a tunicat, cred că pe la 5. Tare nu-i jur, se astea de iarnă. Și prea scurte zilele, ca să facem chestii. Dar sunt faine și nopțile, stăm la foc, povestim, e bine. Ne vedem mâine dimineață. Noapte bună.
ce am făcut aici se numește Bemek. Făină, sare, zahăr, praf de copt și unt. Asta nu se lasă la dospit. Doar se pune la copt. Dacă ești în pădure, o înfășori în jurul unui băț și o ții deasupra focului. Dacă ești în cabană sau acasă, noi acum suntem în cabană, o să o punem în tigaie. Ia dă-ci. Servești tu, boss. Acum mâna, de la stână. Hai, bă. Îți pui asta așa bine? Doamne.